Viețile noastre sunt pline de întâmplări. Unele ne rămân în memorie și atunci devin evenimente. Un stop cadru în care evenimentul devine viață. Din partea colectivului Cărții Românești Educațional și a Cărții Românești, vă spunem bun venit în acest spațiu tridimensional, un spațiu tridimensional care, prin prezența cărții, prin prezența dumneavoastră mai cu seamă, are șansa de a deveni un spațiu cultural, un spațiu multidimensional. Avem dorința să dăm această tentă acestei librării și acestei edituri în măsura în care putem să preluăm și să continuăm cumva ceea ce au făcut înaintașii noștri. În seara aceasta era prevăzută o prezentare de carte și o să dăm cuvântul celor îndreptățiți să o facă, nu înainte de a vă prezenta, de a vă transmite omagiile conducerii Cărții Românești, a domnului Vlasie, care nu este prezent aici, a domnului director Paul Gorban, care se află printre noi. Da. Purtați-vă frumos cu el. Are funcție. Da. Și a subsemnatului și din partea noastră, deci. Nu vreau să vorbesc foarte mult, pentru că sunt aici de față personagii pregătite să o facă, de care dăm cuvântul domnului Holban, criticului Ioan Holban, care ne va spune de fapt ce se petrece în seara asta aici. Noi am programat conform afișului o prezentare de carte. Da, se petrece. După, în opinia mea, se petrece a doua inaugurare a cei adevărata Cărții Românești la Iași, a librăriei Cărții Românești la Iași, într-o asociere fericită cu Cartea Românească la București. Îmi pare rău că ăsta Călin nu e aici, dar în orice caz noi am mai făcut lucrul ăsta cândva, numai cu câteva săptămâni. Spun că e inaugurarea adevărată, pentru că aici se află staful unui scriitorilor și floarea cea vestită a literilor românești contemporane, în bună măsură, ca să nu spun că toată, din minimă eleganță, dați-mi voie să vi spun așa într-o ordine cum îi văd aici, pe oaspeții de la București, Timișoara, Arad, cei care sunt aici, Horia Gârbea, poet, traducător, dar eu de acolo, domnul Vasile Dan de la Arad, poet, atunci șef Arca, Horia Roman Patapievici, ce să spun despre el, că este is, că e de toate și un intelectual de mare finețe, domnul Ioan Temorar, că este ubicu, este și în Franța și în Timișoara și la București aici și acum mi-a spus că mă știe din vremea când făceam împreună sau ne întâlneam împreună la Colovile Eminescu când eram studenți și vorba lui Cezar Ivonescu, mai tineri și la trup curați. Mircea Mihăieș, și el e ubicu, Timișoara și când e la București, iată și la Iași. Da, este în Arad, da. Domnul Livian Stoiciu, poet care tocmai s-a apucat să scrie cărți din astea încifrate, 2.0, m-am chinuit să aflu ce înseamnă asta 2.0 de la calculator, e o chestie de asta cu IT-ul și am aflat, da, soția sa distinsă prozatoare care se află aici, Doina, ia să vedem, Lucian Vasile, nu vi-l spun, nici pe domnul profesor Mihai Zanfir, cu care tocmai am făcut o excursie în satele și în cătunile conachiene din Tecuci, domnul Nicolae Prelipceanu, căruia Călin Vlasie a trimis romanul, tocmai a apărut și pe drum și n-a venit încă aici și m-am chinuit să-l... Da, dar e pe drum. Zice că nu l-a ajuns. Da.
așa cât sunt și scriitori din Iași, domnul Mircea Iacoban, doamna Ioana Vasilescu, da, domnul Berjan, să nu greșesc pe cineva, Daniel Corbu, Victor Berjan, Cristina Chibrian, da, astfel încât ne aflăm între noi. Dați-mi voie doar să fac o mică prezentare pentru oaspeți. Aici este librăria, domnul profesor Vasile Burlui, cel care a pus la cale împreună cu Vlasi toată minunea asta de aici, a pus la dispoziție spațiul, astfel încât aici se află librăria și căpelele de alături. La etaj este o televiziune, se cheamă Apolonia TV, e regional, se prinde pe cablu până la Galați, sudul Moldovei, și pe YouTube și pe toate astea cu internetul, și un studio de radio, astfel încât se spunea de o clădire multifuncțională, da, este multiculturală, multifuncțională. Ceea ce pot să spun până acum e faptul că s-a făcut o selecție fără cenzură și fără să fim reclamați la protecția consumatorului de cărți de bună valoare. Veți observa lucrul ăsta uitându-vă prin rafturi. Nu chiar total, dar a spune că 90% sunt cărți de foarte bună valoare. Una dintre ele o prezentăm în seara aceasta. Eu nu o să vorbesc despre ea foarte mult pentru că am și scris. E vorba de cod numeric personal al lui Lucian Vasile, o carte bătută la Cartea Românească. Revista România Literară are o rubrică pe ultima pagină, se cheamă Efectul de eco. O carte din prin anii 80 al emisiei Nedelciu se chema Efectul de eco controlat. E bine, în anii 80 se făcea la București cenaclu de luni în care creștea poezia generației 80. Acolo, sub directa oblăduire, să nu spun altfel, al Nicolae Emanulescu. Au crescut atunci ceea ce s-a numit 80-iști, care lansau către provincie, către eter, ca să zic așa, deși spre vest s-auzea mai greu, pentru că erau cum erau circulația cărților atunci, vești despre textualism, apoi a venit Gheorghe Iova și ne-a spus despre textuare, împreună cu Gheorghe Crăciun, și unul vorbea de poezie, celălalt de proză, ne vorbeau despre, și au scris și texte teoretice, despre textuarea propriei biografii, despre textuarea realului. E bine, toate lucrurile astea s-au auzit aici și nu e vorba de vreo mimare, ca să zic așa, dar răspunsul de la ea și-a venit din partea lui Lucian Vasiliu primul, care a venit cu această, venit în această paradigmă de la Iași, fără ca să crească acolo în cenacul de luni neapărat, fiind însă coleg cu oamenii aceia de acolo și prieten cu ei, cu mulți dintre ei, cu Vișnec în primul rând și cu alții. Se valorifica atunci biografemul, despre care Roland Barthes în anii 70 spunea că este un lucru neimportant. Iată că această poezia anilor 80 la noi și numai la noi a reluat toată povestea asta și a făcut din biografem un lucru foarte important, atât în poezie cât și în proză, adică se transformi elementul din biografie, pe scurt, în materie poetică, mai întâi în material și apoi în materie poetică. Sunt și alte lucruri foarte interesante în cartea aceasta. El publică rar poezie, e chiar leneș la capitolul acesta, dar nu e un leneș din acesta care n-are chef de scris, el are chef tot timpul de scris, dar acum că se le publică rar cele de poezie, el despre sine spune că este un om de hârtie, tot în tradiția aceasta a lui Barthes. Se spune că poartă vetusta călimară pe cinego cu manul avară, umblă printre terfeloage, caut un pergament din biblioteca din Pergam și să umblă numai între lucrurile astea și apoi lângă Livian Stoiciu, Traian Coșovei, Mușina, Cărtărescu, Stratan, spuneam, știe să topească biografemele în material și materie poetică de cea mai mare, de cea mai bună calitate și de asemenea să transfigureze un loc văzut în ceea ce se cheamă topos, simbol și paradigma. Astfel încât bârladul Bad după Cezar Ivănescu și China,
sau Efes și Alba Iulia, sau Vama Veche și Freiburg, prin diverse rețele și conexiuni de figuri lirice. Vama Veche și Freiburg, vă dați seama că e vorba de profesorul Miron și doamna Elza Luder, dar sunt și alte conexiuni de acest fel, sunt foarte frumoase, acroșante și în același timp Cârli Baba, nu? Din munți undeva, ia-i tu asta, și Valea Vinului, și Chișinău, și alte Cernăuți. Basarabia de Est, el așa îi spune, nu vrea să spune, de... nu, pardon, România de Est, așa e. E un ludic, interesant, substanțial, și care se joacă, sau jocul joacă, e, se duce în tragic, în dimensiunea tragică a existenței, așa cum ne învață și săracul Huizinga. Nu o să lungesc vorba despre cartea aceasta, am apucat să scriu despre ea, am citit-o, am fișat-o. Eu vreau să vă mulțumesc că ați venit, că ați, că vedeți locul ăsta. Noi cei din Iași am fost foarte mândri de faptul că s-a realizat librăria asta într-un loc nu tocmai periferic, dar chiar central. Da, hipercentral, da. Sigur că nu e un loc, o librărie nu este un loc de, de a face profit, de a câștiga foarte mulți bani, dar investiția pe care a făcut-o domnul profesor Vasile Burlui și în această juncțiune cu Cartea Românească din București este extraordinară, iar ideea lui Călin Vlasie, pe care mi-a și mărturisit câteva ori, de a construi asemenea locuri și în Cluj și Timișoara, în locul zicea el, centrii universitare care citesc, unde se citesc cărți, unde se cumpără cărți, mi se pare un lucru benefic. Iar cineva a spus acum, când a venit, a spus dacă va găsi și un Vasile Burlui pe acolo, pe unde se duce, pe la Cluj sau Timișoara. Să dea Dumnezeu să găsească, să întâmple lucrurile astea, că sunt minunate. Iar cineva din București, din preajma lui Horia Gârbea, mi-a zis că ce mai noi dărâmăm librării și voi le construiți. Nu le construim, că era deja construcția făcută, dar iată se întâmplă asta, fie și în provincie, cu voia dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult că sunteți aici, vă dorim tot binele și invităm pe toți cei de față mâine seară la o gală extraordinară, cheamă Gala Scriitorul Anului, a Uniunii Scriitorilor. Cu acest prilej sunt venit și oaspeți excepționale aici. Mă mir că Alex Ștefănescu n-a venit, dar știu de cine a venit. Că a zis că unii sunt eu, va fi și el, dar dacă nu mai am așa o burtă de mare ca el, așa că pare să că s-a gândit că iau fața și... sau burta. Deci iau burta. Și nu se dă. Nu se dă. Ia uite, burta nu se dă. O să ne vedem și cu el mâine seară și cu alții, încât vă spun bine ați venit, spun încă o dată, și vă așteptăm mâine seară la Sala Chopin, la Complexul Palace, la etajul 2. Intrarea liberă, nu se vând bilete, să știți. Mulțumim Lucian Vasiliu. Mulțumim criticului Ioan Holban pentru această scurtă prezentare, să spunem, a politicii acestei proaspete edituri pe care au înființat-o Călin Vlasie și poetul Vasile Burlui la Iași. Pentru că ieri a ieșit de sub tipar revista Scriptor, ultimul număr pentru anul 2018 și pentru că totodată se prezintă astăzi oricum și cartea pe care poetul Lucian Vasiliu a publicat-o anul acesta la Cartea Românească, cod numeric personal, am să-l dau cuvântul domnului Lucian Vasiliu din dublă calitate, cea de editor și cea de poet. Noi mulțumim că a vorbit Ioan Holban și încerc și eu să văd dacă funcționează microfonul. Așadar, Doina Popa, Liviu Anstoiciu, Paul Gorban, echipa de librărese, colegi de la Cartea Românească, Mircea Mihăieș, care a scris între primii despre Mona Monada în 1981, revista Orizont, Traian Temurar, care m-a acuzat că securitist și aza, Ioan Tatăl Morar,
care m-a acuzat în casa Venco odinioară de ceva și azi a cerut scuze publice de față cu Horia, Roman Patapieve și dosarele CNSAS, Simona Mădreanu, care deja a exersat aici câteva seri cu parizianul nostru prieten Tănase, cu alți prieteni, Vasile Dan pe drumul mătăsii între Arad și Iași, profesorul Doru Scălătescu urmează o carte eminesciana în ianuarie, Iolanda noastră, scuze, Mircea Radu Iacoban, Horia Gârbea, pe care rog să vină în locul meu la un moment dat, fiindcă eu m-am mutat la București să ajut mai bine Iași după vreo 40 de ani de ieșenizare. Am zis că mă mut la, azi fiind Gabriela, Gavril, Mihaela, Mihail, m-am mutat la București în filială să ajut mai bine Iași. Doamna Livia Iacob, domnul Valentin Talpalaru și Radu Iași, Cristina Ciprian, Oana Vasilescu, doctorul Bejan Felceru, Daniel Corbu, el are doctorat în creangă Tinca-Vartic și de-aia mai șuguim noi ăștia de la Bojdeu ca 80-ist secolul 19, prietena noastră, directoare de bibliotecă, junimistă de odinioară și așa mai departe, îi așteptăm o carte la junimea. Doamna, domnul, doamna Valeriu, doamna lui Valeriu Stancu și domnul Marianei Stancu și mai ales excelența sa, domnul profesor Mihai Zanfir. Am făcut încă o dată pe scurt prezentările. Eu știam că și fiica lui Nikita Danilov, așa, Raisa e moderatoare. M-am trezit în ipostaza la Nisa, la Ptisa, Larisa Danilov, da? Cele bune și frumoase. E un pretext, Lucian Vasiliu, credeți-mă. Eu tocmai m-am mutat la țară, de unde vin, preot de țară, fiu de preot de țară, Valea Lupului, Dealul Lupului, nu mai sunt ieșan, aflând că nu mai sunt ieșan, că am protestat. Acum s-au gândit să mă găsească drept pretext să inaugurăm a treia gală a scriitorilor, de aceea suntem aici, e un proiect al primăriei Iași, al Casei de Cultură Mihai Ursache, grație nouă, Casa de Cultură care nu avea nume, s-a numit Mihai Ursache și multe alte lucruri au primit nume. Îi mulțumim prietenului Ioan Holban, gazdelor noastre Nicolae, trăiască Denisa și Marii Visători, Cartea Românească și Humanitas, suntem și între librari, bibliotecari, cititori, editori, televizioniști, etc. Drag Horia Gârbea, că m-am mutat în parohia ta, te rog să spui două vorbe. Daniel Corbu, vorbești cu Filomena sau cu Tinca-Vartic? Așa. Te rog mult, vino aici, Horia, să zici un cuvânt, îți iau eu locul acolo. Mulțumesc foarte mult, Lucian Vasiliu. Eu nu prea știu ce să spun, pentru că am scris într-adevăr despre carte, cred că am fost unul dintre primii care au făcut lucrul acesta și totdeauna primul și asumă niște riscuri, până au venit alții, au scris mai bine, Ioan Holban aici de față a scris mult mai bine decât mine și cu atât mai bine, desigur, Iașului și, dar și filialei București, cu atât mai bine, a poeților din București. Lucian Vasiliu, sigur, ne-a făcut onoarea să vină în filială ca bucureștean adoptiv. Eu prima dată l-am întâlnit acum foarte mulți ani la București, unde venise la un cenaclu condus pe atunci de Ion Cristoiu și atunci l-am auzit pentru prima dată citind din Mona Monada. Era și Nikita Danilov, dacă nu mă înșel atunci, erau da, și Liviu Antonese și alții. Și mă bucur că toți aceștia au rămas pe de o parte activi, pe de altă parte au rămas sau au devenit nume de referință ale poeziei românești. Lucian Vasiliu a rămas un poet fermecător. El a câștigat și un premiu al publicului, la care mă bucur să îi fiu astăzi succesor. Era la a doua ediție a turnirului poetic de la Efes, unde a cucerit acei lauri și de asemenea îmi amintesc bine de momentele de atunci în care Lucian strălucea cu libertatea sa de asociere a termenilor, cu
jocurile de cuvinte și cu tot ceea ce face și astăzi farmecul poeziei lui. Un singur lucru n-am aflat din cartea lui Lucian Vasiliu, care este de fapt codul numeric personal al poetului, dar acum mă gândesc că, având în vedere nominalizarea de la gala poetul sau scriitorul anului, ediția a treia, dacă va câștiga, atunci o să pot să copiez din scriptele Uniunii noastre codul numeric personal al poetului. Sigur, codul numeric se deschide în primul rând cu, în cazul lui Lucian Vasiliu, pentru că e născut mai de mult, se deschide cu cifra 1. Deci cu acest simbol al unicității care caracterizează întotdeauna un poet. Apoi urmează data nașterii, care îl consacră pe Lucian Vasiliu ca obzecist. El este conceput și născut imediat după moartea lui Stalin, spre bucuria sa și a noastră. Deci este un obzecist canonic. Tot ceea ce scrie, Ioan Holban a prezentat foarte bine și foarte clar acest lucru, se înscrie sub zodia lirică a obzecismului. Sigur, Lucian Vasiliu este bucuros să-și valorifice biografia. El a avut cu adevărat o existență interesantă, a avut ghinionul să nască, cum se spune cu o butadă, a avut neșansa de a trăi vremuri interesante și atunci, sigur că a găsit cu cale să își ia o revanșă, cum a putut, față de această șansă istorică și să ne ofere partea lirică, partea trăită poetică a existenței sale. El a ajuns acum la acea vârstă a înțelepciunii. Din fericire nu s-a înțelepțit, a rămas ludic, a rămas cât se poate de dispus la calambur și joc și asta înseamnă că el și generația lui, pe care am admirat-o foarte mult atunci când eu eram doar un ucenic, a rămas tânără și ne oferă încă, iată, dovada că are resurse de tinerețe pe care eu o doresc veșnică. Sigur că poeții, ca toți ceilalți scriitori și ca noi toți, nu pot avea parte de viață fără de moarte, dar măcar de tinerețe fără bătrânețe sper să aibă parte. Aceasta eu doresc și mă bucur că o trăiește acum alături de noi. Mulțumesc foarte mult, îl felicit pe poet că bine merită de la noi toți aceste aplauze. Îl aplaud și eu. Câteva clipe. Alex Ștefănescu, Mihai Zamfir, Irina Petraș, Livian Stoiciu, Dan Stanca, Vasile Dan, Nicolae Prelipceanu, Ioan Temorar, Horia Gârbea, Sorin Lavric, Horia Roman Patapievici, sunt cei 12 apostoli de zile Gabriel și Mihail. Te așteaptă ceva, Nicolae? Da. Citim imediat. Avem aici un moderator. Așadar, care vă zic că, prin urmare, revista Scriptor, proiectul centenar, primăria Iași, sunteți aici mulți, eu mă uit acolo și mă înfior. Bun, trec peste Lucian Vasiliu, Emil Brumaru, acolo în stânga, dar aici Nicolae Emanolescu, Gabriel Chifu, Ana Blandiana, în 1972 îmi răspundea la poșta redacției revista Contemporanul, George Ivașcu, era șef acolo, eu eram elev de liceu în orașului Tache, Ianche și Cadâr. Și Ana Blandiana, după moartea tatălui meu, aveam 17 ani, el 63, mai tânăr decât mine, mi-a răspuns pozitiv la poșta redacției la revista Contemporanul. De atunci am început și eu să consemnez întâmplări, etc. Paul Gorban, Raisa lui Nikita Danilov, Gânduri bune și frumoase, așadar să citesc un poem. Dăm pagina, te rog. Eu tocmai când am scos cod numeric personal, eram la Bank Post și între timp Bank Post e înghițită de Transilvania. Vă și spun, transparent. Asta e. Da, banca.
Banca Bank Post de la 1 ianuarie va fi Transilvania, încât voi reveni în școala ardeleană. Acolo a făcut și fiica Iolandei Vasiliu, a făcut școala, Luiza Vasiliu. Declarații de avere, colecția de chipiuri. Basca mi-a fost dăruită în copilărie de prozatorul John Steinbeck. Șepcile au aparținut proletarilor din familia mea. Păstrează vizibile pete de sânge, rezultate din nenumărate conflicte de stradă. Pălăria de apicultor a uzat-o tatăl meu interbelic. A fost cumpărată la Cernăuți în vremea studiilor sale interbelice. Casca de soldat a bunicului a fost salvată în vremea asaltului de la Soroca, pe malul Nistrului. Beretele, tichiile, turbanele, țilindrele, mitrele au fost achiziționate cu diferite ocazii, de la târguri, talciocuri, bazare. Coiful de carton datează din perioada în care jucam rolul lui Don Quixote pe scena școlii. Caftanul l-am primit premiu literar la Tecuci. Este replica celui purtat de poetul Logofet Conachi pe când se pregătea să candideze la tronul Moldovei. Căciulița, de noapte, a aparținut mătușii lui Vasiliu Birlic, cealaltă, bunicii lui Vasiliu Bacovia. Boneta este moștenire de la medicul scriitor Vasile Voiculescu, din vremea când slujea la spitalul militar din Bârlad. Fesul lui Ioan Luca Caragiale, fesul lui Ioan Luca al lui Caragiale, a fost achiziționat la o licitație publică după căderea zidului Berlinului. Jobenul mi-a fost dăruit de Matei Vișniec la plecarea lui definitivă din țară. Locuia la demisol pe Galați din capitală. Cușma lui Moș Nichifor Coscariu a fost purtată un timp de patafizicianul Luca. Descrierea colecției va continua după o pauză de cafea armenească. Și câteva cuvinte despre revistă, câteva cuvinte. Câteva cuvinte, scuzați, e un pretext Lucian Vasiliu, credeți-mă, n-au avut ce să facă doctorul Burlui și echipa și au zis Luciane, Ioan Holban, prieteni, dialog, etc. Revista, proiect Primăria Iași, concurs de 6 ori pe an, Ana Blandiana, Ion Pop Cluj, Emil Urezanu, Germania, Matei Vișnie, Franța, Vasile Tărâțeanu, Cernăuți, Leu Butnaru, Arcadie Suceveanu și ceilalți peste Prut. E un proiect dedicat românilor uitați, exilați, marginalizați, expulzați, amărâți, etc. Parteneriat instituțional. Florin Cântec, Arhivele Statului, Bogdan Crețu, Institutul Filipide, Ioan Holban, Teatrul Luceafor, Alina Hucai, Setcom Libris, Ioan Milică, BCU Mihai Eminescu, Eugen Micea, Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, Simona Modreanu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Dragoș Pătrașcu, Universitatea de Arte George Ienescu. Corespondenții actuali, Emilia Chiscop, Statele Unite, teză de doctorat, presa ieșană excepțională, apărută la Junimea recent, Luo Dongquan, o vom lăsa această carte, un chinez student în România, din 1964 până azi, o radiografie a Chinei prin prisma studenților de odinioară, de la Gheorghiu Udeș, trecând prin toate perioadele, o vom lansa cu Ioan Holban, Eugenul Ricaru, la Gaudeamus, București. Este singurul corespondent chinez într-o presă culturală din România. Noi îndrăznim și acest lucru. Cristina Hermeziu, Franța, Tereza Cortusova, Cehia, Maria Pilkim, România de Est, Chișinău, Cristian Wilhelm Schenk, Germania, Vasile Tărâțeanu, Cernăuți. Ce să mai spunem? Intră cine vrea, rămâne cine citește. Regula vechilor junimiști, Maiorescu, Gane, Carp Rosete, Filipide, Xenopol și toți ceilalți conta.
intră cineva, rămâne cine poate, a devenit la noi în junimea lui Mircea de Coban și a urmașilor, la 50 de ani de tură junimea, a devenit, intră cine vrea, rămâne cine citește. Mulțumesc, prieteni buni! Mulțumim și noi atât poetului Lucian Vasiliu, cât și dumneavoastră pentru că ați avut bunăvoința de a vizita în primul rând librăria Cartea Românească și apoi de a fi și alături față de poetul Lucian Vasiliu. Viețile noastre sunt pline de întâmplări. Unele ne rămân în memorie și atunci devin evenimente. Un stop cadru în care evenimentul devine viață.